Așa, întrebările de control au fost așa. Nu știu dacă avem cartoane cu ele sau nu. O să vi le citesc de aici. Te numești Chivu Loredana? Nu. Normal că ai răspuns da, nu? Bineînțeles. Ești născută în județul Dâmbovița? Da. Un răspuns excelent. Da. Suntem în luna mai? Nu. Nu, asta chiar m-am ușit. Suntem în 2013? Da. Deci astea sunt... Și te-ai gândit vreodată să minți pentru a obține foloase nemeritate? Asta... Cred că asta deja era întrebare da. Relevantă, nu? Da. Ok, deci primele patru sunt întrebări de control. Te numești Loredana Chivu, ești născută în județul Dâmbovița, suntem în luna mai, suntem în 2013. Este lesne de înțeles că orice om zdravă în la cap n-are cum să mintă la aceste întrebări. Deci se pun aceste întrebări pentru că în urma răspunsurilor la aceste întrebări extrem de simple și evidente, aparatul se calibrează și vede exact care este, cum arată o diagramă de răspuns adevărat. Pentru că orice minciună diferă de această diagramă. Și acum urmează întrebările propriu-zise și relevante în acest caz. O să-i rog pe colegii din regie să și afișeze prima întrebare relevantă pe ecran. Da. Și sună așa. Gardul casei părintești din Lungulețu a fost construit cu banii pe care ți-a oferit Leo de la Strehaia? Nu. Tu ai spus? Că nu. Tu ai spus nu. Iar verdictul aparatului este așa. Adevăr. Adevărat. Deci, traducând cumva, gardul casei părintești din Lungulețu n-a fost construit cu banii pe care ți-a oferit. Păi eu deja plătisem meșterii dinainte să intre acest domn în viața mea. Mama mea a dat o sumă foarte mare de bani, am contribuit și eu, bineînțeles, am nenumărate joburi la care sunt plătită. Bine, Leo, adică... e posibil. Data asta, Loredana, pe parcursul discuțiilor, nu știu dacă am mai recunoscut sau am mai spus vreodată acest lucru pe care îl veți vedea acum ca răspuns la această întrebare. Sună întrebarea așa. Haideți să o afișăm și pe ecran. Este adevărat că ai primit din partea lui Leo suma de aproximativ 250 de milioane de lei vechi? Am spus că da. Și răspunsul Loredanei a fost da. Dar eu n-am negat niciodată că am primit o sumă de bani de lei. Mă rog, stai puțin să vedem. Deci, este adevărat că ai primit din partea lui Leo suma de 250 de milioane de lei vechi? Vorbim în lei vechi, că e mai ușor. Loredana a spus da. Iar aparatul a spus... Adevăr. Adevăr. Deci Loredana... Acum, adică exact cum a spus și acum. Loredana a primit 250 de milioane de la Leo. Eu, sincer, nu mi-aduc aminte ca pe parcursul scandalului tu să fi spus explicit treaba asta. Nu am spus explicit, se vorbea de diferite sume de bani. El tot timpul a spus 700 de milioane, adică... Da. Ok, dar eu cred că suma de bani rămâne puțin în planul 2. Rămâne informația că tu ai primit ceva de la Leo. Am spus, n-am negat niciodată. Dar tu ai spus că n-ai cerut. Haide să vedem întrebarea numărul... Mă rog, între întrebările relevante. Următoarea întrebare, numărul 3. Știai că banii folosiți pentru achiziționarea automobilului pe care l-ai primit proveneau din moștenirea familiei Guldenburg, moștenirea familiei lui Leo? Nu știam acest lucru. Loredana a răspuns nu. Mă rog, nu știa. Nu, am și zis... aparatul i-a dat următorul verdict. Nu. Adevăr. Adevăr. Tu i-ai spus în mod explicit, Leo, băi, fată, ți-am luat mașina din Cocoșei lui Sormea. Familia ta a spus care martor care a i-ai spus acest lucru pentru că dacă nu i-ai spus, normal că n-avea de unde să știe că-s din moștenirea familiei, respectiv Cocoșei. I-am zis că e moștenirea familiei? Niciodată, iarăși minte. Să se ducă la detector de minciuni. Nu i-am zis că e moștenirea familiei, i-am zis că am lăsat niște Cocoșei, te-am luat mașina, că nu aveam atâția bani. Și ultima întrebare. Spune așa, întrebare. I-ai promis lui Leo de la Strehaia că vei avea o relație amoroasă cu el dacă va înregistra un automobil pe numele tău? Nu. Loredana a răspuns nu. O întrebare chiar relevantă. Iar răspunsul aparatului a fost următor. Adevăr. Bă, dar... Deci adevăr. Loto. Da, eu cred că mă duceam acolo dacă știam că mint. Adevăr. Deci până la urmă, recapitulând, a răspuns cinstit la această întrebare cu banii, la care eu chiar mă așteptam să mintă, pentru că o pune cumva într-o situație delicată prin prisma acestui scandal.
Deci recunoaște că a primit 250 de milioane de lei. Cum au venit ei, dracu știe, Doamne iartă. Dar gardul nu-ți dă banii, nu e reparat în banii tăi, nu a știut și a explicat, și eu cred, că este moștenirea familiei. BMW-ul ăla e cumpărat în moștenirea familiei, pentru că nici tu nu ai spus explicit. Ai zis, mai pun niște cocoșei. Nimeni nu s-ar fi putut gândi că e vorba de moștenire. Era vorba de niște cocoșei pe care îi puteai avea. Niciodată nu am avut această discuție. Bun, de moștenire. Dacă ai fi avut, de absolut nimic, nici de salbă, nici de nimic. Asta a inventat-o el ca să justifice banii despre ce vorbim aici. Și chiar dacă spunea, nu duceți în imediat că este o moștenire. Vă dau o singură dovadă, da? Te rog. Să aducă dovezi de unde a avut ea bani să-și facă gardul. Dacă nu a făcut gardul cu banii de la mine. Nu, dar nu aveți factură, adică... E alt subiect. Familia mea muncește până să intre Leo de la Strehaia în viața mea. Nu, cu siguranță m-am faci, descurcat poate, și m-am îmbrăcat și mi-am cumpărat... Și vinde pești. Exact. Mai aveai bani, plângeai după 9 milioane. Muncesc pe cât vreau eu și nu e problema ta. Și nu mă mai judeca tu pe mine, ultimul ordinar și infractor. Să văd, gata, nu vă mai jigniți. Este semnat acest test de către directorul general al poligrafului și de către un psiholog. A angajat acolo, neavând acordul doamnei psiholog, nu îi spunem numele. Probabil că nu e niciun secret, dar nu avem acordul. Eu personal nu l-am luat. Și spune așa, analizând biodiagramele realizate pe parcursul testării, nu se constată apariția unor modificări psihofiziologice semnificative. Accelerare de puls, creșterea tensiunii arteriale, urcări ale nivelului de bază, creșteri de amplitudine pe durata GSR, habar n-am ce înseamnă asta, care să indice existența unui comportament simulat din partea subiectului la întrebările relevante prezentate în text, acelea pe care vi le-am prezentat și noi. Concluzii, răspunsurile subiectului Chivu Daniela Loredana la următoarele întrebări critice relevante. Știai că banii folosiți pentru achiziționarea automobilului pe care l-ai primit proveneau din poșteria familiei lui Leo? Nu. I-ai promis lui Leo de la Strehaia că vei avea o relație amoroasă cu el dacă va înregistra un autotrins pe numele tău? Răspuns nu. Este adevărat că ai primit din partea lui Leo o sumă de aproximativ 250 de milioane de lei vechi? Răspuns da. Și gardul casei părintești din Lungulețul a fost construit cu banii pe care ți-a oferit Leo de la Strehaia? Răspuns nu. Nu au provocat în traseele diagramelor poligraf modificări semnificativ caracteristice prezenței indiciilor comportamentului simulat. Deci, cu alte cuvinte, nu s-a dovedit că ar fi mințit. Prezentul raport de constatare, evaluare, opinie de specialitate trebuie interpretat exclusiv ca indice orientativ de credibilitate rezonabilă și nu are forță probantă în coroborare și în contextul unui probatoriu, decât în coroborare și în contextul unui probatoriu clasic. Deci el de sine stătător nu poate fi considerat probă în instanță, așa cum știe toată lumea. Probele în instanță coroborate cu acest test care are valoare orientativă de credibilitate pot da niște concluzii elocvente. Așa arată această testare. O să o arăt. Este oficial semnată, ștampilată de către domnii de la, nu știu dacă se vede, mă rog, sunt ștampilele puse jos. Deci ștampilat și așa arată rezultatele fiecărei întrebări. Asta ca să nu existe niciun dubiu. Raport de examinare poligraf. Tactica ta de a vedea cumva răspunsurile și rezultatul Loredanei pentru a fi declarat câștigător prin neprezentare, Leo, se pare că n-a fost bună. Acum, mă rog, te poți duce și tu la test, dacă toată lumea, ai toată chef lumea și ești de acord. Dovada este, mașina este la ea, banii sunt la ea, nu eram atât de nebun să zic, ia că ești tu Loredana Chivu, ia banii, ia astea și du-te.